Ies fum de jumătate de oră de acolo. Și tot încerc să ajung la sursă până o să prind. Dar văd că-s două surse cel puțin. Când o să mă apropie de surse, deja nu o să mai fie fum. La început era fum negru, acum văd că s-a mai rarefiat. În mod sigur nu ard, lemne nu ard, paie, frunze. Cel mai probabil ard deșeuri, sârme, cauciuc, ca să scoată metale colorate de acolo. De asta e nesănătos, periculos și ilegal. Aerul ăsta îl inspiră ei, în primul rând, poluat cu mii de toxine. Și după aceea vine spre noi, spre capitală. Deja miroase urât, a ars. Strada răsatniței. Cauciuc, e bonită. Plastic, nu știu ce e, dar sigur e nesănătos. Nu doar dioxid sau dioxid de carbon. Aici iese fum de la ultima gospodărie. Nu știu ce arde acolo lângă salce. Treaba lungi, parcă ieșa dintre grădini ceva. Aici nu văd nicio sursă. De fum. Gunoi cât vrei, inclusiv
corturi aruncate sau bazin de apă. Dacă aici nu mai vreau să merg, mă întorc spre oraș, spre Giulești. Cărarea asta duce spre Chiajna, strada Luncii. Iată, în grădină arde ceva, o sursă. Fiți amabilă, este drum încolo. Nu, e curte. Dar ies pe aici? Uite, o iei așa și uite unde e casa asta, aici pe colț, e stradă. Mersi. Садниця 123. Страда Рассадниця 74. Господару авут бань де Ауди. А ну аре бань де спалаторіє. Civilizată, autorizată, așa că spală mașina acasă. Polul iază.
Știți că e ilegal ce faceți. Pentru că poluați. Pentru asta meritați amendă grea. Poate anunț garda de mediu sau poliția. Adresa o știm. Video avem. Vă dorim succesuri!